În județul Botoșani, conform statisticilor, sunt 4.000 de șomeri. Cei mai mulți sunt în municipiul Botoșani, peste 500. Sunt însă și localități, culmea, din mediul rural, unde șomajul este o raritate. Comuna Avrămeni, de exemplu, situată în nordul județului, aproape de malurile Prutului, are cea mai mică rată de șomaj din județ. Mai precis, la cei peste 3.000 de locuitori, sunt înregistrați doar 4 șomeri. Autoritățile locale spun că majoritatea sătenilor sunt angajați la diferite societăți comerciale care activează în ultimii ani pe raza comunei, de la ateliere auto și până la mari firme colectoare de cereale. S-au ajuns că avem societăți agricole, societăți care colectează produse agricole, cereale, avem spălătorii, servisuri, magazine, multe magazine, restaurante. Și vă dați seama că de aici numărul scăzut de șomeri în cadrul comunei. Mulți oameni s-au angajat la diferite firme. Avem printre care cea mai mare firmă, cred că din județ, care colectează cereale. Totodată, alți săteni au microferme și fie cultivă suprafețe de teren, fie cresc animale, primind subvenții de la stat. Sunt foarte multe persoane fizice autorizate, care dețin suprafețe medii de teren, nu mari, nu... Sunt și cu suprafețe mari în zonă, dar mare majoritate sunt medii. Au utilajele lor, plătesc contribuții, plătesc și de aici v-am spus și numărul mic de asistați. De exemplu, Andrei are 24 de ani și este angajat la un restaurant din comună. Acesta spune că este norocos că a putut găsi de lucru la țară, fără să mai plece la oraș. E foarte important să ai un loc de muncă la țară. Nu știu, e foarte greu de găsit un loc de muncă aici. Asta e foarte important, să muncim și să nu... Da. Bucuros că a găsit serviciul la el în comună este și Adrian, un bărbat de 32 de ani, care mult timp a stat acasă fără loc de muncă. Acum este angajatul unei spălătorii și se bucură de un salariu. Foarte bine ar fi și cât mai multe. E greu de găsit un loc de muncă la țară? Greu, da. Mai ales aici, sunteți departe de oraș? Da. Ce calificare aveți? Muzică. Și pandemia v-a afectat? Foarte mult. Și v-ați orientat acum, nu? V-ați găsit altceva de lucru? Păi da, ce să facem. Trebuie să găsim ceva de lucru. Șomaj? Nimic. E mai bine la muncă decât în șomaj, nu? Păi bine, dacă... Autoritățile locale spun că odată cu angajările s-au diminuat mult și beneficiarii de ajutor social. Mai primesc bani de la stat doar bătrânii și femeile singure cu copii în grijă. Nivelul de ajutoare social e foarte scăzut. Mai sunt vârstnici, femei, copii. A scăzut chiar foarte, foarte mult nivelul cu asistat social. Autoritățile din Avrămeni spun că odată cu angajările a crescut și nivelul de trai, iar ediile au început să crească și nivelul investițiilor. Mai precis, au fost asfaltate străzile, iar acum se finalizează aducțiunea de apă. Urmează o investiție în aducțiunile de gaz.